0372069599. Ghicești și călătorești cu Europa FM. Premiul 1000 de euro. Știți bine, de fiecare dată noi ascundem tichetul de vacanță, voi vă străduiți să ghiciți unde este acesta și ne luați premiul. Cum ajungeți la tichetul de vacanță? Luându-ne pe noi la întrebări. Ne întrebați, e tichetul de vacanță acolo sau acolo sau acolo, după inspirație. Iar noi vă răspundem cu da sau nu de fiecare dată. Ia să vedem cine e primul. Azi Ciprian. Și la răspuns da, mergeți mai departe, la răspuns nu, pa, pa, și dacă nu știm ceva, zicem pas și mergeți mai departe. De corect. Două șanse din trei. Ciprian, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. De unde ne suni? Din Tunari. Tunari. Da, ești vecin cu noi aici. Tunari. Așa. Da, să știi că eu am ascuns biletul de vacanță de data asta. Este atât de simplu. Mi-e și rușine. De unde l-am? Da, am zis că asta e. Vrei să dau și un indiciu, Zaf? Da. Este... Ascuns bine. Nu e în spațiu. Nu e în spațiu. Nu e în spațiu. Nu e în spațiu, da. E pe Terra. E pe Pământ, da. Ia, hai, hai Ciprian, hai, uite, începem cu tine direct. Aaaa, de ce deschid balul? Uh-huh. Hai, de să vedem. Asta e. Mai sus și mâine. Mai. Cum ar fi mă să sune cineva o dată să nimerească? Din prima. Știi ce? Da. Mă gândeam. Da. Păi, o să încep cu o întrebare. Este tot în Europa ascuns? Da, da, este tot în Europa. Hei, asta a fost o discuție. Când ți-am spus să nu mai ascunzi din Europa. Lasă, da. Domne, să ajutăm oamenii să discutăm iau 1000 de asta de câteva zile chiar. Să fie fericiți, să nu știu ce. Da, este în Europa. Nu ne putem desprinde. Da, ne place. Nu ne putem desprinde. Nu. Cumva țara este vorbitoare de o limbă latină? Nu, răspuns negativ. Nu este o țară vorbitoare de limbă latină. Deci nu e în Italia. Mamă, câte s-au eliminat acum. Hai că nu s-au eliminat chiar așa. Ai avut dreptate, cred că se ghicește azi. Mirel, bună dimineața! Salut, salut Mirel. Mirel! Bună dimineața! Tu de unde ești, Mirel? Te ajut din nou. Din Târgu Jiu. Din Târgu Jiu. Iar ai nimerit printre primii? Păi sună și tu, mă. Da, iar dintre primii sper să ajut din nou pe cineva. Ia să vedem. Ia-ne la întrebări, Mirel. Chiar vreau să vă întreb, este cumva în vestul Europei? Aviză. No, deci da, asta cu vestul, sudul, nordul, da, eu aș e zice... atât de relativă treaba? Da, când o să se ghicească o să înțelegeți de ce, dar eu zic pas la asta. E complicat, adică dacă nu vreau să orientez pe cineva într-o direcție greșită, dacă nu e clar la polul nord sau dacă nu e... Ha? Aș fi spus nu, dar mă rog, tu ești ascunzător, da, pas, ok, pas, pas. Mai spre nu, nu, vreau să fiu atunci prietenul vostru. Este cumva în Polonia? N-ai gândit-o rău. Puse cap la cap așa primele uite, de două exemplu, indicii. Polonia este în Polonia este în nordul Europei, da sau nu? Da, mai degrabă, da. Este în nordul Europei. Mai degrabă, dar nu e în nord, stai puțin. În nordul Europei sunt Norvegia, Danemarca, nici Danemarca, Norvegia, Finlanda și Suedia. Și Germania în ce? Păi, uite, în vezi? Centru. E în centru Germania? Da, e în centru Germania. Toate astea alte sunt centru, practic. Da. Da. Deci care era întrebarea? Dacă e în Polonia? Da, dacă da, e în Polonia. Da. E, ai ajutat pe cineva cu siguranță, pentru că nu este în Polonia. Mulțumim, Mirel. Florin, încercăm și cu tine astăzi. Bună dimineața! Florin. Bună dimineața. Bună dimineața. Tu de unde ești? Bună dimineața, băieți. Piatra Neamț. Piatra Neamț. Da. Din câte am înțeles de ieri, am ascultat așa în viteză. Ieri s-a ghicit, a spus că, da? A spus că este undeva în Belgia, nu? Da, ieri s-a ghicit, azi o luăm de la capăt. Așa, am înțeles. Haideți să vedem. Da, dar așa, aproximativ. Este o țară care începe cu o vocală? Adică aia e ou. Aia e ou. Ce țară începe cu... De exemplu, Albania, nu știu. Kyrgyzstan. Da. Îngușeția. Măi, Florin, măi. Așa? Să știi că toți ascultătorii care sunt pe recepție și vor să intre la acest concurs, te ascultă și pe tine și acum îți poți mulțumi pentru că și tu ai ajutat ascultătorii.
Deci răspunsul este că nu începe cu o vocală. Începe cu o consoană. Cu o consoană. Mâine nu este avem... Polonia, nu e de origine latină și este în Europa. Mâine, mă, normal, știm țara. Da. Și orașul. Așa. Și se ghicește până... Până la prânz, marți. Hai zi. Marți. Da. Așa crezi tu? Mm-hmm. Bine, hai că vedem. Țineți minte. Deșteptarea. Every morning, first thing I turn on in the morning to wake me up. Love the morning. La Europa FM.